Cele 38 de grădinițe din municipiul Bacău se vor dovedi și în această toamnă neîncăpătoare pentru preșcolari. Chiar dacă o parte din ei se vor muta în școală, la clasa pregătitoare, mulți părinți se tem că micuții lor vor fi din nou îngrămădiți în clase. În plus, ministrul Mang a lăsat să se înțeleagă la un moment dat că există posibilitatea ca viitoarea clasă pregătitoare să rămână totuși la grădiniță, ceea ce ar da peste cap toată planificarea pentru anul viitor. Problema nu ar exista dacă primarul Stavarache s-ar fi ținut de cuvânt. În 2008, acesta susținea că se construiesc nu una, două, ci chiar patru astfel de unități în municipiu. Vreau să vă spun că suntem în construcția patru grădinițe. Noi vom construi patru noi grădinițe. Am luat la pas locurile unde primarul Stavarache a spus că se construiesc aceste grădinițe. Ce am găsit, vedeți și dumneavoastră. Una va fi în spatele la confecția la ASCO. Una va fi la școala 19. Una trebuia să fie, trebuie să fie la școala 18, în curte la școala 18. Iar una undeva prin nord. Și totuși, despre ce vorbea oare primarul Stavarache? Suntem în construcția patru grădinițe. Noi vom construi patru grădinițe. În ultimii 4 ani nu s-a pus piatră de temelie la nicio grădiniță. În toți acești ani, sute de copii au rămas pe din afara unui ciclu foarte important de învățământ. Numai anul trecut, 400 de preșcolari au rămas cu bunicii în loc să meargă la grădiniță sau părinții lor au plătit bani grei să îi dea la privat. În fine, cei care au prins loc s-au îngrămădit și câte 35 în clasă pe răspunderea managerilor de unitate. Într-o situație mai grea se află părinții care vor să-și ducă micuții la creșă. În tot municipiul funcționează doar 5 creșe care nu fac față cererilor. Cei care vor să prindă un loc depun un dosar de înscriere și cu un an înainte. Deși nu s-a ținut de cuvânt nici în campania trecută, în programul pentru câștigarea alegerilor din acest an, primarul Stavarache promite că urmează construcția a două grădinițe și a unei creșe. Creșa se va construi însă cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Primăria Bacău contribuie doar cu locația, respectiv terenul de 1500 de metri pătrați pe strada Teiului. Creșa ar urma să aibă 3 grupe de copii, 60 de locuri în total. Deși licitația a fost lansată anul trecut, deocamdată aceasta bate pasul pe loc. Termenul de construcție al acesteia se poate duce la 3 ani. 3 ani de așteptare pentru părinți și copii.